așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Cu ăsta-i cu noroc. Hai să facem roata mare, din hotare în hotare. Că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. De la daci, de la romani, românul de mii de ani iubește, petrece, joacă, mereu e viața dragă. Vremuri bune, vremuri rele, trec cu zâmbet peste ele. Să vârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trai. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Și de când e lumea lume, de când a primit un nume, românul român rămâne, cu cei dragi vrea să se adune. De când pe pământ a fost, Dumnezeu din rău l-a scos, i-a dat dor și crai frumos și trăiește cu folos. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Hop, una, doua, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca așa-i la noi la români. Doamnelor și domnilor, așa este la noi la români. Este veselie, este bucurie, este petrecere. Și când vine Silvana Râciu la Rămășag pe folclor, este și mai mare veselia, este și mai mare bucuria și pentru noi și pentru dumneavoastră cei de acasă. Mâine Silvana Râciu împlinește o frumoasă vârstă. În 19 mai împlinește frumoasa vârstă de, o zic eu sau zici da, tu, sigur, 41 de ani. Uite, atât împlinește, ce 41 de ani. Enervant de tânără, așa este. Frumoasă, talentată, mămică, soție, artistă, om de televiziune. Noi ne-am propus în această seară, doamnelor și domnilor, să o sărbătorim, pentru că ne place să îi aducem în atenția dumneavoastră pe interpreții care întotdeauna au respect pentru cântec, au respect pentru port și au respect pentru dumneavoastră. Iar Silvana Râciu, știți foarte bine că face lucrurile cu simț de răspundere. Dincolo de cântecul popular, este și omul care îndreaptă pașii spre lumea cântecului și viitorilor artiști. Silvana, la mulți ani, să ne trăiești, să-ți dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos și în continuare drumul ăsta al cântecului să-ți fie presărat cu florile și cu dragostea publicului. Mulțumesc din suflet pentru urări, mulțumesc vocelor de la Etno TV că, uite, găzduiți această seară specială pentru mine. De obicei, eu am fost de-a lungul anilor cea care a sărbătorit artiști, dar mă bucur că din când în când așa vine și rândul meu să fiu sărbătorită și să am oameni dragi alături de da, mine. Da, e sărbătorită și pentru familia, că lângă tine ai oameni dragi și are grijă să fie bine, să nu lipsească nimic soțul tău, da, da. Micușor Ioniță, pentru că el a pus la cale, dacă vrei, această petrecere și să știi că Nicușor, dar și noi, avem foarte, foarte multe surprize
pentru tine. Da, el de obicei face surprize, cu asta se ocupă. Da, e maestru de ceremonii. Este foarte bine. Mă bucur că în această seară ești însoțită de o parte dintre elevii tăi și ai Lunicușor, dar mă bucur totodată că ești însoțită și de nume mari ale cântecului popular românesc. Avem câțiva interpreți aici, care au sosit, elevii, dar mai avem și alții care sunt pe drum. Da? Sigur. Vreau să vorbim puțin și cu soțul tău, cu Nicușor. Sigur, ne va trebui totuși un microfon. Și el, așa cum spuneam, este omul care are grijă de tine și este omul care pune mult suflet pentru emisiunile noastre. Bine ai venit, Nicușor. Bună seara, George. Să știi că sunt emoționat în această seară pentru că soția mea este un om care simte într-un mod deosebit emoția și o trăiește într-un mod deosebit. Dacă mi-ai oferit ocazia de a vorbi, chit că eram în altă parte prin desfășurător și nu m-am pregătit. Da, poți vorbi de mai multe ori în această seară. Permitem să-i spun și eu la mulți ani și să-i spun că mă rog bunului Dumnezeu să ne țină sănătoși și să ne vedem copiii la casele lor și, bineînțeles, să ne creștem și nepoții. Să dea Dumnezeu. Eu asta îmi doresc, să fiu o bunică foarte bună și să-mi cresc nepoții. Soțul meu zice că el vrea la bătrânețe să colinde lume. Nu, domnule, eu vreau să stau acasă cu nepoții, vreau să fiu bunicuța aceea exemplară. Zici tu acum, dar să vezi că mai târziu vei simți nevoia să mergi să în vacanță, în America. În... Păi zice că nu mă ia cu el. Cum nu te ia cu el? Nu mă ia, că atunci pleacă el fără tine. Păi nu mai are nicio frică atunci dacă nu plec singur. Nu pleacă el fără tine. Uite, în această seară vii cu câțiva interpreți tineri, dar foarte, foarte talentați. Ai adus-o pentru publicul de acasă pe Marina Roșu. Marina Roșu, o tânără și frumoasă și foarte talentată, o tânără care a mers în festivaluri, în concursuri și a obținut mari premii. O fată care face lucrurile cu simț de răspundere. Trebuie să vă spun că Marina Roșu este un copil cu mult bun simț, doamnelor și domnilor, și vreau să vă mai spun că ea cântă extraordinar de bine, cântă extraordinar de frumos. Marina, sărut mâna! Bine ai venit! Mă bucur că ești lângă Silvana Reciu. Bună seara și bine v-am regăsit! Și eu mă bucur să fiu alături de Silvana în această zi frumoasă. Știu că mâine este ziua ta, dar vreau să-ți urez un sincer și călduros la mulți ani și să-ți mulțumesc că de fiecare dată mă chem să-ți fiu alături. Da, de la 6 ani, și pentru mine a fost o binecuvântare să vă întâlnesc și vă mulțumesc pentru toate emisiunile frumoase. Și Georgel, între timp am devenit și naș și fine, adică da, ne-am știu că v-ați înrudit. Da. Vine în această seară și Ana Maria Moisi. Ana Maria, unde este? Ana este acolo, în spatele tău. Bine aici, ai venit, aici. Sărut mâna. Bună o altă seara. Elevă de-a voastră, da, da, dar sigur. Mai mare, să zic așa. Da, și Ana a fost mare la noi în emisiune. Bine ai venit. Bine v-am regăsit. Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră și de doamna profesoară. Vreau să îi urez un sincer la mulți ani, să fie sănătoasă, omul bun pe care l-am cunoscut să rămână în continuare. Mulțumesc la mulți ani. Suflet. Mulțumesc. Mihai Moglan este și el acolo în spatele tău și el nerăbdător să aducă nu cântec adrele pentru cei de acasă. Și îi spunem bun venit lui Mihai. Bună seara și bine v-am regăsit. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, doamnei Silvana, pentru că ne-a dat prilejul să fim alături de dumneei, să o observăm în această seară. Vă doresc multă, multă sănătate, multe bucurii și tot bine din lume să intre în casa dumneavoastră. Mulțumesc din suflet pentru urări. Trebuie să spunem că telespectatorii noștri știu că noi avem mult mai mulți elevi, însă n-am putut să-i aducem pe o mică parte dintre ei, sigur că da. Vreau să vă mulțumesc pentru că, datorită dumneavoastră și domnului Nicușor, m-ați descoperit atât pe mine cât și pe colegii mei, o parte dintre colegi, și că ne-ați dat prilejul să fim în această seară alături de nume. Este un lucru foarte mare să aveți pe cineva lângă popular voi care să vă propună să vă aducă la televizor, să vă pună în fața camerelor de filmat, iar Nicușor și Silvana au grijă de voi, să fie sănătos, să le dea Dumnezeu tot ce este mai bun și să vă sprijine în continuare. Alături de noi în această seară vine și Simona Curelea. Simona, bună seara, a mai fost și la noi, fică de primar, din câte știu, nu? Da, da, da. Așa, sărut mâna. Ai reținut bine. Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Vreau să urez și eu, doamnei Silvana, un sincer și frumos la mulți ani. Să rămâneți același artist și profesor minunat și să ne îndrumați pașii ca și până acum, la fel de bine și frumos. Iar voi să mergeți la fel cu fruntea sus înainte. Mulțumesc din suflet pentru urări.
Uite, Maria Scrioșteanu este o artistă în devenire, este acolo și îi spun și ei bun venit. Bună seara și bine v-am regăsit. E emoționată, Maria. Maria și Alexandra sunt cele mai micuțe. Haideți aici. Vine Maria, vine lângă Silvana. Și au și pe Alexandra Vasilescu. Că și Alexandra Vasilescu a mai fost la noi în emisiune și am văzut că era așa veselă. Păi acum sunt emoționate. Da, dar stai când ori începe să cânte, să vezi că nu mai au nicio emoție. Hai să-i spunem bun venit și Alexandrei. Bine ai venit, draga noastră. Bună seara și bine v-am regăsit. Ce mai la faci? La mulți ani, scumpa mea doamnă profesor. Vă urez multă sănătate alături de familia voastră minunată. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Uite să-i dai și Mariei microfonul să-și spună urarea. La mulți ani, doamna Silvana, să aveți fericire, bucurii și tot ce vă doriți. Mulțumesc din suflet, dragile noastre. Doamna Silvana, să aveți fericire, bucurii, tot ce vă doriți, iar cei de acasă au parte de cântece frumoase. Ascultați-i, doamnelor și domnilor, pe tinerii noștri interpreți.
cum o jucăm și noi. Hai, necuța, amândoi, amândoi, să jucăm hora și noi, hai și noi. Uite, joc s-a prins tot satul, întreg satul, de la un cap până la altul, întreg satul. Dragostea e rea grădină, că dragostea nu e bună, e ca pământul de grea, îți face inima rea. Codrule cu frunză deasă, codrule cu frunză deasă, adu mândra mea de acasă, adu mândra mea de acasă. Dragostea să-mi o aline, inima să nu-mi venine, venin o trăvește omul, ca și dragostea și dorul. Pădurea și-ntra în tine, pădurea și-ntra în tine, ca să-mi las dorul la tine, ca să-mi las dorul la tine. Să vezi și dumneata dorul de la mândra mea, dorul mândrii nu mă lasă, noaptea mă scoate din casă. De n-ar fi în lume dorul, de n-ar fi în lume dorul, omul ar trăi ușor, omul ar trăi ușor. Ar trăi cu dragostea, dorul și durerea grea, nu i-ar seca inima, ca albina-o floricea. Dar viața e făcută la dragoste să se ducă, iubitul, dragostea, dorul, astea îmbătrânesc omul. Eu, acum este vremea mea.
Da, o româncuță frumoasă. Doamnelor și domnilor, vă reamintim. Mâine Silvana Râciu împlinește o frumoasă vârstă, 41 de ani. Dar ziua ei este și sâmbătă 21 mai, pentru că o cheamă și Elena. Da, da. Deci tu sărbătorești și mâine, ai petrecere și sâmbătă. Sigur că da. Păi, ce să mai... Ei, o țin de o săptămână, tot așa, știi? O ții așa, o săptămână cu prietenii, cu șprițul, cu fripturica, că așa ne place nouă românilor, să fim între prieteni. Mai eu cu șprițul nu le am deloc. Păi nu tu, că nu tu. Invitații tăi, că nu tu. Că nu ne chem la petrecerea ta să bei tu, ar fi culmea. Ne chem da, să... asta cu șprițul, da, nu lasă e că servim noi un șpriț, dar să știți că cel mai bun șpriț este la Chișinău. Este acolo de unde vine următoarea artistă, o artistă frumoasă, o artistă cu cunoscută, o artistă apreciată de marele public, o artistă care cântă de toate și mă bucur mult, mult de tot, pentru că în această seară vine Adriana Ochișanu. Bună seara, bună seara, om frumos, bună seara, și talentat, draga mea, Silvana, te pup. La mulți ani, să fii sănătoasă, fericită, împlinită, alături de cei dragi. Mă alături de mine, mai ales că ai bătut cale lungă să fii dragă, să știi. În România și nu pentru asta nu. Te apreciez o dată în plus. Da. Mi-a fost alături și la spectacolul meu aniversar de 25 de ani de carieră și îi mulțumesc din toată inima pentru relația asta specială, ce ne-a apropiat mai mult în așa ultima este, vreme. Parcă. Așa este, draga mea, la mulți ani și să fii fericită și să ne bucuri Dumnezeu cu cântece frumoase. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că următoarea artistă îmi este tare, tare dragă și într-un colț al inimii mele ocupă un loc special. Vă pot spune că frumusețile Olteniei pălesc în fața Stelianei Sima. Steliana Sima, artistă celebră, artistă frumoasă, artistă cu suflet de aur, artista care de fiecare dată când este în mijlocul dumneavoastră reușește să facă adevărate spectacole și este aplaudată la scenă deschisă. Este o artistă care își iubește publicul, costumul, iubește cântecul, îi iubește pe toți cei din jurul ei. Așadar, mă bucur din tot sufletul și din toată inima, Steliana, că după ceva vreme ai mai revenit la Da, bine, bine te-am regăsit și bine v-am regăsit pe toți. Știi ce făcut și acum cu prezentarea asta a ta? Mă determinat să mai zic încă o dată da la următoarea invitație, să da, zic da, adică să nu cumva să refuz. Îți mulțumesc pentru prezentare. Îți mulțumesc. Vorbești de iubire. Iubirea este cel mai frumos sentiment. Eu am cântat iubirea, am cântat dragostea foarte mult. Mi-a fost ca o mănușă, mi-au fost ca o mănușă cântecele de dragoste și dacă spun că e cel mai frumos sentiment, vreau să-i urez și Silvanei să fii iubită și să iubești. E foarte frumos să și primești iubire, să și oferi iubire. Și în altă ordine de idei, strălucești în seara asta și aș vrea ca în fiecare zi să strălucești așa cum strălucești tu. Mulțumesc din suflet. În această seară. Pentru ești gândurile bune. La fel de bune. Frumoasă, la fel de movă cum te cum știi, bine da, și da. Te reprezintă. Da, mulțumesc da. Din tot sufletul că mi-ești alături. Cu drag. Avem așa o relație de apreciere reciprocă și de stimă da. Și de iubire așa, din asta necondiționată de și peste ani. Da, de uite, mulți de mulți ani, ani încoace. Da, 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 da. Mi-a fost alături și atunci când m-am căsătorit, în multe momente speciale. Așa sunt alături de mine. Adevărați. Păi, știi de ce? Silvana chiar este un om special. Silvana are un suflet atât de bun, atât de nobil. Ea este un om special. Silvana. Este, așa cum spune, da, un om cu un suflet de partea bun. Artistică, ea, ca om, Silvana, ca om, este un om, mi-este tare dragă. Este un om Hai cu că m-ați făcut să lăcrimez ceva. O artistă, cu cântec frumos, o artistă deosebită. Dar și următoarea invitată este deosebită. De ce este deosebită? Da. Păi, este deosebită că este prezentatoare de emisiuni folclorice, este prezentatoare de spectacole, este actriță, este mamă. E frumoasă! Frumoasă. Și vă pot spune că are chipul unei zeițe picate parcă de undeva din ceruri. Vasilica Tătaru, prietena mea dragă și minunată. Bine ai venit, să rămână! Bună seara!
Bun găsit tuturor! Mă bucur că, iată, sunt sănătoasă și pot și eu să fiu părtașă la această frumoasă emoție a Silvanei din această seară. Mă alătur și eu tuturor urărilor adresate dinainte. Și atât de frumos a zis doamna Steliana Sima că dincolo de scenă și de artistul pe care oamenii îl văd, tu, Silvana, ești un om foarte cald și foarte inimos și foarte blând. Și spun asta pentru că te știu de ani de zile și pentru că, dincolo de rezonanța numelui pe care tu ai căpătat-o și iubirea unui public, un bazin al oamenilor care te iubesc, un bazin foarte mare, tu, Silvana Râciu, ai rămas la fel. Ești la fel de modestă și la fel de caldă. Vezi, și eu nu vreau să te fac să plângi. Mereu, eu te aprob. Da, și atunci îți doresc... Nu mă faceți să plâng, așa, și nu mi-am propus asta. Și atunci eu îți doresc să aibă grijă Dumnezeu de tine, de inimioara ta, de toți cei dragi ai tăi, cum spunea Nicușor mai devreme, să le vedeți fericirea copiilor voștri și a nepoților și a strănepoților, să vă dea Dumnezeu ani mulți de viață și să vă țin așa optimiști, curajoși și luptători. La mulți ani, Silva. Ana, și mulțumesc pentru invitație în seara. Eu mulțumesc din suflet că mi-ai fost alături. Vasilica inițial n-a putut să vină. Așa am eu zis. Mi-am propus să-i chem pe toți cei ce mi-au fost alături la spectacolul aniversal și evident pe Steliana în plus, pentru că ea a avut o motivație pentru care a lipsit atunci, dar eu mi-am dorit-o lângă mine. Și inițial Vasilica a spus că ea nu poate să vină. M-am așa întristat un pic, însă imediat am a făcut tot posibilul, a fost la concertul tău de la Sala Radio și a făcut tot posibil să fie și în această seară. Mai trebuie să anunț că astăzi am făcut o ediție în plus la Sublupă și anume cu Adriana Ochișanu și atunci s-au strâns mai multe și mâine seara am un concert și ieri am avut o filmare și atunci așa a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu lașează după cum știe el mai bine. Totul este cu voia lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate face absolut nimic. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că din frumoasa Muntenie, din frumosul Argeș vine o altă artistă cu ștate vechi în lumea cântecului popular. Mulți ani solistă a orchestrei Doina Argeșului din Pitești. O artistă care a știut de-a lungul timpului să vină frumos în fața dumneavoastră. Este un om minunat, este colega mea dragă și o iubesc din tot sufletul și mă bucur că o văd în această seară aici la Rămâșa pe Folclor și să știți că ne-am propus ca în 13 iunie să o sărbătorim și pe ea, să fie așa o ediție specială cu Daniela Cernea între prieteni. Bine venit, draga mea artistă, sărut mâna! Bună seara! Bine v-am găsit, dragi colegi din platou. Bună seara și celor de acasă care ne urmăresc în această seară frumoasă. Silvana, pentru că la spectacolul aniversar am avut mai multe emoții decât am acum, vreau să mă revanșez și să spun mai multe vorbe decât acolo. Să spun așa, să fii sănătoasă, să îți îndeplinești toate dorințele, să fii soacră mare și mică. Mai am de trăit, înseamnă. Să ne mai cânți încă 50-60 de ani de acum încolo și să spun că de-a lungul carierei noastre, cred că mă pot referi la majoritatea colegilor din platou, tu ai pus acolo vorbe frumoase la prezentarea spectacolelor și a emisiunilor și asta a contat foarte mult pentru noi. Îți mulțumesc și să-ți dea Dumnezeu putere să faci lucruri frumoase împreună cu soțul tău, mulți ani de aici încolo. La mulți ani îți doresc tot binele din lume și îți ofer o floare frumoasă ca și tine. Mulțumesc din suflet că mi-ai fost și că mi-ați fost alături de-a lungul carierei mele de prezentator. De când am început din 2005 împreună cu Georgel la un 20 de televiziune. Ani, cred, nu? Cam așa, aproape. Din 2005 sau... facem televiziune, dar am pornit împreună. Nu mai spune și... dragă de câți ani, că să creadă lumea că suntem bătrâni. Georgel, nu știu dacă ți-amintești, când mergeam noi în festivalul, mă gândesc că ți-amintești, că nu ești așa de normal bătrân. Normal că mi-amintesc, că încă nu m-am... Daniela Cernea venea în multe dintre recitalurile concursurilor de acolo, din zona Argeșului, da. Și noi toți ne uitam așa cu admirație. Vai, cât este de frumoasă! A rămas frumoasă, spune Steliana. A rămas frumoasă. Așa cum au rămas toți artiștii. Toți artiștii așa sunt e. frumoși și au cântece frumoase. Ascultați, doamnelor și domnilor, Adriana Ochișanu, Steliana Sima, Vasilica Tătaru, Daniela Cernea și apoi ne cântă și soțul tău, Nicușor Ioniță.
Bună vreme, bun găsit, lumea cu dragă îți cânt. Am venit și eu de zor, ca să știu de ajutor, că iau glasul din el drept. Oamenii în cor leg, iau glasul meu-i slobozi, voi cânta și-o-i fiuie, mă. Hai, unde-i struna ascuțit, și-adunarea amorțit, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, mă. Așa libind din hac, și când l-a numit cu drag, omul bun cu bun să țâni, să jucăm cum se cuvine, omul bun cu bun să leagă, ca să știe viața dragă. Hai, unde-i struna ascuțită, și-adunarea amorțită, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, mă. Le-am descârșit, te-am iubit, m-am potolit și din tot ce-am apucat, tot ceva am învățat. Haide, omul e frumos și-o-mi fi lumii din folos, că viața nu are preț, asta-s lume, vreți, nu vreți, măi! Hai, unde-i struna ascuțită, și-adunarea amorțită, acolo-i loc de mine, să vă leg în corechine, acolo-i loc de mine, măi!
să mă mai vezi nici când mă. Că mi-ar lua inima foc, din drum nu mă mai întor. Dar ai să rămâi mereu omul sufletului meu. Prieteni, sus paharul să ne veselim, pentru sănătatea noastră cu toți să ciocnim. Puneți grijile deoparte, puneți zile în cui, și cu cine mi-e drag pornesc prin București, hai hu! La băneasă, la șosea sau chiar la doi cocoși, ne ciocniți un păhărel cât sunteți sănătoși. Să nu mergeți cu mașina de bucluc să dați, polițaii vă pun să suflați. La sfârșit de săptămână un șpriț mai păcat și cu bateria în față te simți mai bărbat. Dar de nu să bei iar lapte, apă sau chiar ceai, că apoi te faci locatar cu domiciliu rar. Lai, 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 la, 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 la. Lai, 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 la, 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 la. Lai, 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 la, 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 la. Lai, lai, la, 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 la. Sus paharul să ciocnim cu toți, pentru soață sau copii sau chiar pentru nepoți. De bei vin rozetul, o să veți viața în roz. Chiar și sfânta din poveste e frumoasă cos. De bei risling sau fetească, te crezi mai voinic și te vezi înalt și chipești cât ai fi de mic. Ai mai vrea să ai și forța uriașului când bei vin puterea ursului. De bei vin de raza chie, o să uiți pe loc că ai fost certat cu socul și o să râți cu foc. De nevasta ți-e plinuță, o vezi ca slăbit, iar e soacra că-i frumoasă și ca tinerit. Lai, 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 da, da, la, la. Lai, 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 da, da, la, la. Lai, 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 da, da, la, la. Lai, lai, da, la, 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 la. Și-o-mi petrece nastă noapte, până-n zori cheful va ține cu prietenii lângă tine. Azi un an mai treci la spate și-o-mi petrece nastă noapte, până-n zori cheful va ține cu prietenii lângă tine. Ai făcut cu încă o floare buchetul vieții mai mare, să-i parte de iubire și fericire, să ți se mulțească banii, să aibă ce vorbi dușmanii, necazul să stea departe, la mulți ani și sănătate. Fel cum ți-e inima, că ai suflet bun în ea. Masa mare e întinsă, ușa casei ți-e deschisă. La fel cum ți-e inima, că ai suflet bun în ea. Ai făcut cu încă o floare,
dușmanii, necazul să stea departe, la mulți ani și sănătate. Cei dragi pe lângă tine, ați petrit și te simți bine. Și toți pentru tine închină, viața să-ți fie senină. Cu cei dragi pe lângă tine, ați petrit și te simți bine. Și toți pentru tine închină, viața să-ți fie senină. Și fericire, să ți se mulțească banii, să aibă ce vorbi dușmanii, necazul să stea departe, la mulți ani și sănătate. Moștenit, ora noastră de
astăzi roată. Ora mea din Bărăgan se tot juca la an. O jucau bunicii mei, acum o jucăm și noi. Ora mea din Bărăgan se tot juca la an. O jucau bunicii mei, acum o jucăm și noi. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment Rămășac pe Folclor. Vă reamintesc că mâine artista, omul nostru drag, Silvana Râciu, împlinește frumoasa vârstă de 41 de ani. Iar la sărbătoarea Silvanei, cine vine? Vine o celebră artistă a cântecului oltenesc. Un model pentru foarte mulți interpreți aflați la început de drum. O doamnă dragă inimii mele. O doamnă cu un glas extraordinar de frumos. A noastră și a dumneavoastră, celebra Maria Loga! Mai zic că îmi place! Sărmâna! Om minunat și talentat! Bine te-am găsit! Veniți când vreți voi, pentru că sunteți artiștii mei dragi și minunați. Puteai să mai zici, Georgel, că să știi că îmi face plăcere. Îmi place așa când mă lauzi. Păi dar și meritați, doamna Maria. Zic că să veniți și data viitoare, când ne-ai invitat. Să veniți, da? Să veniți, că oamenii au nevoie de cântecul dumneavoastră. Cântecul popular este un balsam pentru sufletul omului și trebuie să recunosc că prezența dumneavoastră înseamnă foarte mult și pentru mine. Așa că vă mulțumesc și mă bucur că sunteți lângă Silvana. Ați lăudat-o acolo în spate, ați vorbit despre ea. Dăm voie să-i salut cu drag. Cu mare, mare drag pe cei de acasă, să-i salut cu mare drag pe cei din platou, colegii mei dragi de cântec, pe tine, pe cei din regie, dar în mod cu totul și cu totul special, pe Silvana. De ce am ținut morțiș să vin, să fiu alături de Silvana? Pentru că eu nu uit și n-am să uit niciodată emisiunile minunate, frumoase, pe care le-ai făcut de-a lungul anilor la o altă televiziune, când erai moderator, și de fiecare dată ne-ai invitat cu tot sufletul, pe toți, nu numai pe mine, ne-ai pus în valoare, ai știut să ne ajuți întotdeauna, ne-ai dat strălucire prin cuvintele frumoase alese, așa cum o face și Georgel, și pentru asta vreau să-ți mulțumesc. Și să știi că te respect, îmi place parcursul tău, te-am urmărit în cei 25 de ani de carieră, de la începuturi, ne știm de foarte mulți ani, și sunt mândră de toate realizările tale, să-ți trăiască pruncii, ai 3 copii minunați, să-ți trăiască Nicușor, să fiți fericiți, împliniți și să îmbătrâniți frumos unul lângă celălalt. Vă iubesc din suflet, știți asta. Am aici ceva... Sunt delegată și din partea Victoriței Lăcătușu. Mulțumesc. Te îmbrățișează, spune și la mulți ani. Și ne-am gândit să ai o amintire din partea noastră. Mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături. Că de-a lungul anilor am rămas așa cu o relație frumoasă încă de la începuturile mele. E adevărat, eu sunt cu câteva generații în urma dumneavoastră, dar ca și model v-am avut mereu și rămâneți mereu acolo sus pentru mine. Măi, Silvana, stai că mi-am adus aminte. Și uite, are dreptate Eugen, colegul nostru, inginerul de sunet, că noi prima emisie pe care am făcut-o acolo... Unde am fost? Mi-aduc aminte că era o ediție de Paște și prima invitată a fost Maria Loga. Exact. Da. Așa este. Da. Ție ți-a adus doamna Maria Loga dar, ți-a adus dragoste. Dar pentru publicul de acasă, ce a adus Maria Loga? A adus 2 cântece frumoase, 2 cântece în premieră, da? Vreau să spun că primul cântec este un cântec pe care Rozica Petra, colega noastră, a vrut, prietena noastră, a vrut să-l imprime cu ani și ani de zile în urmă, este o creație a ei, o parte din el. Și după ani și ani de zile, ne ajungând să-l imprime, întâlnindu-se cu mine, zice: Maria, ți se potrivește vocal așa ce am creat eu cred că tu îl vei scoate și că
cântă-l tu în locul meu, că eu știu că tu îl vei cânta așa pe sufletul meu. Și vreau să-i mulțumesc lui Rozica pentru că mi l-a încredințat și sper să fie și o ceva. O pupăm pe doamna Rozica. O salutăm, o îmbrățișăm, da. Și multe și dintre Rozica, cele Steliane. Și Rozica și Filuța sunt două colege minunate. Eu am lucrat cel puțin albumul pe care l-am lansat de curând. Am lucrat foarte mult împreună cu ele și au lăsat amprenta și chiar și până la acest album, de fiecare dată când rămâneam în pană de idei, chiar dacă era două noaptea, trei noaptea și nu puteam să continui, că dacă nu aveam ideea, nu puteam să continui. Și le sunam și le întreb. Am rămas în pană. Am rămas în pană și atunci, da, și sunt două foarte... minunate, două colegi. Sunt două colegi minunate. Și vreau să le spun celor de acasă că ne vom întâlni cu doamna Rozica Petra în 2 iunie aici la Rămășa pe Folclor. Acum cântece frumoase cu Maria Loga! Neicuța, ce crudă-i soarta, eu singură tu cu alta. Nouri negre vin mereu, plouă pe sufletul meu. Eu ți-am dat dragoste nouă, tu mi-ai rupt inima-n două. Poate am fost în viața ta o manta de vreme. Îmi ascund durerea în suflet, în spatele unui zâmbet. Și las lacrima să-mi curgă, focul inimii să-mi stingă. Îna inimică mară, zace-o dragoste amară. Nimeni nu vede, n-aude, câtă durere se ascunde. Să scot inima cu dor cu tot. Inima te aud cum plângi de prea mult amar câstrângi. Inima tot plângi în noapte și presari perna cu șapte. Ce știi tu, inima oare, cât de mult dragostea doare? Ascund durerea în suflet, în spatele unui zâmbet. Și las lacrima să-mi curgă, focul inimii să-mi stingă. Îna inimică mară, zace-o dragoste amară. Nimeni nu vede, n-aude, câtă durere se ascunde. Iar mă pui la încercare, dar să știi că n-am răbdare. Ce știi tu, inima oare, cât de mult iubirea doare? Îmi ascund durerea în suflet, în spatele unui zâmbet. Și las lacrima să-mi curgă, focul inimii să-mi stingă.
Trece viața, iute zboară, se strângan ca o povară. Și n-am stat să mi socot, am zis că am timp de tot. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floare întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floare întâi, n-am pus preț pe anii mei. Toate să le rostuiesc, toate să le chipzuiesc. Văd cum trece viața mea și nu pot oricât aș vrea. Toate să le rostuiesc, toate să le chipzuiesc. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce-a mai rămas. Astăzi nu mai sunt caierii, văd că nu mai sunt puteri. Aș vrea toate să le las, să trăiesc ce-a mai rămas. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea. Când eram ca floarea întâi, n-am pus preț pe anii mei. Doamne, cât aș vrea tinerețea mea.
Am revenit, dragi prieteni, vă reamintesc că în această seară o sărbătorim pe artista, pe Silvana Râciu. Și înainte de a merge mai departe, vreau să vă spun că la noi se uită și doamna Sofica Cărbunaru, spune la mulți ani, și doamna Sofica Cărbunaru transmite pentru doamna Constanța Cioară din Cilieni, Olt, de acolo, de la tine, multă sănătate, fericire și bucurie, pentru că astăzi împlinește frumoasa vârstă de 85 de ani. La mulți ani și din partea mea, la mulți ani din partea copiilor, nepoților și din partea surorii Mimi. Dar să știți că astăzi gemenii Mariei Loga împlinește și ei o frumoasă vârstă, iar doamna Maria le transmite tot ce este mai bun. Da, pentru gemenii mei, nepoții mei fac 12 ani, împlinesc 12 ani și babi îi iubește din tot sufletul și vreau să le spun că sunt tare mândră de realizările lor pentru că sunt olimpici la matematică informatică. Să vă trăiască, să vă bucurați de ei. Doamna Maria, Steliana, Vasilica, Daniela, artiști, sunteți pregătiți să cântăm un la mulți ani pentru sărbătorită? Vă rog, intră tortul, șampania! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Silvana să trăiască, Silvana să trăiască la mulți ani. La mulți ani! Mulțumesc din tot sufletul pentru acest tort. Vreau să-i mulțumesc mamei Ștefaniei Domocoș, doamna Leonora, dumneei mi l-a făcut. Vedeți cât e de frumos? Respectând. Te rog să închizi ochii și să spui cea mai arzătoare dorința ta. Și tortul și cea mai arzătoare. Cea mai arzătoare dorință și să sufli în lumânări și să dea Dumnezeu să ți se împlinească. Doamne ajută! Silvana! De 41 de ori mai mult decât îți dorești. Silvana, te rog frumos, ciocnește și cu mine aici, la mulți ani, să trăiești și am să te rog acum, pentru noi și pentru publicul de acasă, să ne cânți, doamnelor și domnilor, cântece frumoase avem în această seară, pentru că o sărbătorim pe prietena noastră, pe Silvana Râciu! De trece timpul și nu prea mă împac cu gândul că se duc anii tot zboară și ai vrea să fii tânăr iară. Ai vrea să oprești timpul în loc, să nu îmbătrânești deloc, viața s-o oprești din drum la anii ce-i ai acum, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Așa, n-apoi anii de-ar veni, ce-am greșit n-aș mai greși, măi. Nu-mi pare rău de nimic, doar de tinereț un pic, din viață iau ce-i frumos, vreau să trăiesc cu folos, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Și-n goana lor iau clipe frumoase în zbor, că așa-i rândul pe pământ, dar rămâne
ce-ai făcut, măi. Anul parcă-i doar o zi, ziua clipă parcă-ar fi. Viața trece într-o clipită, rămâi cu clipa trăită. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Viața-ți trăiește, orice clipă prețuiește, tot strângând la avuții, trece viața, nici nu știi, măi. Azi vrei una, mâine alta, niciodată nu zici gata, să nu vrei doar să muncești și la suflet să gândești, măi. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trecu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Rămâne o seară de poveste. Această emisiune a noastră de Mășagă pe Folclor rămâne în preferințele dumneavoastră. Și mă bucur mult de tot pentru că Silvana Râciu a ales să fie sărbătorită de echipa emisiunii Rămășagă pe Folclor. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că puteți intra pe pagina noastră de Facebook EtnoTV și ne puteți lăsa gândurile dumneavoastră. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că întotdeauna ne așezați în topul audiențelor. Vă mulțumesc pentru că iubiți cântecul popular și această emisiune se înscrie în preferințele dumneavoastră. Vreau să mergem mai departe pentru că timpul unei emisiuni în direct este cel mai mare dușman, să zic așa, dacă nu ne încadrăm cu timpul, n-am făcut nimic, dar eu sper să ne încadrăm cu cântecele și artiștii au venit cu flori, au venit cu bucurie pentru Silvana Râciu, a venit și frumoasa proaspăta soție, să spun așa, Diana Ioniță, pentru că nu de mult timp și-a unit destinele. A fost acolo la altar, a spus da, mulțumesc, a fost o mireasă frumoasă. Am fost ea, și noi alături de ea, cu siguranță. Ea este o fată frumoasă și un om cu suflet de aur. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Întotdeauna o mare bucurie să fiu în platoul dumneavoastră, alături de artiști minunați. Iar cu această ocazie, pentru că este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu în această seară alături de tine, Silvana, că de acum 10-15 ani te urmăream în fața micului televizor și spuneam că ești un exemplu pentru noi toți cei care venim așa în întâmpinarea cântecului popular. Dacă atunci te urmăream și te admiram, acum sunt alături de tine și mă bucur că îți sunt alături la acest aniversar. La mulți ani, să fii sănătoasă și să te bucuri de familia frumoasă pe care o ai alături. Mulțumim o floare pentru o floare de la Buzău, cu mare drag. Mulțumesc din suflet că ai venit. Și noi vom fi alături de tine de fiecare dată, asta e clar. Mulțumesc. Lângă cântecul oltenesc, cântecul muntenesc, cântecul din Moldova, merge și un cântec din Banat. Pentru că acest cântec bănățean ni-l aduce domnul jurist, domnul Florin Mărgărit, un alt prieten de-al emisiunilor noastre. Bine ai venit, Florin, bună seara. Bună seara, Georgel, bine ne-am regăsit. Este o onoare, spun eu întotdeauna, să fiu alături de colegi dragi și dați-mi voie să-i urez la mulți ani, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și multe realizări alături de cei dragi, Silvanei. Și o spune un om de a cărui cuvinte nu se poate îndoi, pentru că suntem prieteni vechi, ne cunoaștem. Când aveam eu vreo 14 ani, eu vreo 21 de ani, plecam pe drumul cântecului popular. Eu spun că este o prietenie frumoasă. Și să dea Dumnezeu prietenia asta durabilă, frumoasă a voastră, să dureze mulți ani de acum înainte. Florin și familia lui mereu au venit alături de mine, cum altfel de atâția ani încoace. Pentru că așa sunt prietenii. Sigur, adevărat. Uite, ai o altă prietenă lângă tine. Vine în această seară Mihaela Ciobâcă. Mihaela, colega noastră din festivaluri. Da. A rămas la fel de frumoasă. Vezi, neschimbată. Bună seara, bine m-am găsit.
Mulțumesc, Silvana, pentru că totdeauna ți-a adus aminte și de mine și m-a invitat la toate emisiunile. Îți urez să ai parte de tot ce e mai frumos alături de familia ta superbă și să ne încânți de acum încolo cu glasul tău minunat încă 100 de ani. Mulțumesc din suflet că ai venit, Mihaela dragă. Te pup cu drag. Așa, pupați-vă, pentru că și următoarea artistă este pregătită cu flori, ați văzut-o puțin mai devreme, cu tortul. O primim cu aplauze și spunem bun venit Ștefaniei Domocoș. Ștefania Domocoș, în ultimul an la Conservator, în Brașov, tânără, frumoasă, talentată, ce își mai poate dori. Mulțumesc mamei tale pentru tortul grozav. A avut peripeții până a ajuns tortul la București, pentru că mi l-a trimis de la Oituz. Și este și foarte gustos, dar vedem după emisie. Da. Că nu-l ia acasă, bănuiesc, nu? Nu. Lași aici, că să facem așa cum trebuie. Ia zgârcitul ăsta. Ia ce zice Nicușor, că altă dată. Păi l-a văzut mov cu roz și atunci a zis clar, pe ăsta îl duc acasă. Păi ce mă, le-i dă poză, ce faci cu el? E zgârcit, mă, îl ține în frigider așa, se uită la el și păi mă-l aruncă, dar nu-l dă. Hai, lasă, că-l tăiem. L-a tăiat Bogdan, l-a făcut. L-a făcut bucățele. Draga noastră, bine ai venit. Bine v-am regăsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că întotdeauna ți aduce aminte de mine. Drag, cum altfel? Îmi pare foarte bine să fiu alături de tine în seara aceasta și îți ofer acest buchet de flori în nuanțele preferate. Da, mulțumesc din suflet. Vezi, toată lumea ține cont de nuanțele mele preferate. Să știi că la mine e suficient să văd în fața ochilor un obiect mov, roz, nu contează ce. Poate fi și un polonic, ca să înțelegi. Așa și eu imediat mă bine dispun. Adică n-am nevoie de foarte bine. Uite, soțul tău ar trebui să lase paharul să te ajute. Lasă, domne, paharul, ajută acolo femeia cu florile. Noi mai bem puțin, Georgel, mai bem puțin. Lasă că le duc eu, le duc bine, eu. Bine, atunci faceți ce vreți. Voi că eu vreau să vorbesc cu Mihaela Coman Alexandru. Și ea tot cu paharul este. Bună seara, păi nu mai las. Păi era în colțul vesel aici, era în colțul vesel la noi. Lasă că așa vă stă bine, cu voie bună, cu sucul ăsta din fructe. Da, este pentru copii, nu are alcool. Știu, tocmai. Păi cum? Bine ai venit, Mihaela. Bine v-am găsit. Nu beau mult, vă promit, foarte puțin. O să vreau să-i, în primul și în primul rând, vreau să-i urez Silvanei să aibă o viață frumoasă, îi urez la mulți ani și aș vrea să-i mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-a dat voie să descoper dincolo de artistul Silvana Râciu, să cunosc omul atât de bun la suflet, Silvana Râciu, și te iubesc și tu știi chestia asta. Și sunt fericită, sunt foarte fericită că mă aflu aici în această seară. Mulțumesc din suflet că ai venit, nici nu se putea altfel. Mihaela mă știe cu bune, cu rele, cu tristeți și bucurii. Povestim ore întregi la telefon spre disperarea soțului meu, a copiilor. Dar uite, și următorul artist vă este prieten și nu este doar prietenul vostru, este și prietenul nostru, să știi. Florin Grigore, un artist cu un... Surpriza serii. Da, știi ce a făcut, frumos. Nu? Florin este, într-adevăr, un om minunat. Asta spun eu, dă voie mie înainte de toate, pentru că l-am văzut și a fost surpriză. Eu l-am invitat, el a spus că nu poate veni astăzi. I-am scris vacanță plăcută că a postat că e în Grecia. Da. Am pus și eu poză. Și nici pe afișul emisiunii nu l-am pus, păi pentru că el nu a spus că vine. În Grecia, Silvana, că mâine seara este între prieteni, este sărbătorit. Dacă păi el acum este mâine, în Grecia, eu știu. Și noi. Singură și noi suntem tot în Grecia. Calispera. Da, bine ai venit, Florin. La mulți ani, bine v-am regăsit, Georgel. La mulți ani, Silvana, să fii iubită, fericită. Și tot ce îmi doresc eu pentru mine, îți doresc și ție. Mulțumesc. Noi de-a lungul anilor și de-a lungul timpului i-am făcut multe farse Silvanei. Și am reușit și astăzi să fac o surpriză. Da. Pentru că am postat o poză de acum o săptămână și ceva când am fost în Muntele Athos și chiar mi-a urat acolo drum bun, vacanță plăcută. Ei, am crezut, n-am. Nici măcar nu i-am răspuns la mesaj, am zis, stai că vezi tu surpriză de seară. Fii atent, Florin, nu a existat dată să-l invit undeva, oriunde, să spună nu pot. Niciodată, deci de ani de zile, de când știu eu, Florin a zis niciodată, nu vin, nu pot, sunt plecat, n-am timp, sunt în vacanță, niciodată. Și apropo de farse, chiar mi-au pus la cale împreună cu Marius Niță de la un alt post de televiziune, am filmat eu o farsă din asta, că m-a vorbit de rău, că, adică am la un mod urât. Rău, ce să și mai... când m-au sunat pe mine și m-au pus în fața filmării, le-am stricat farsa, aș putea să spun, cu reacția mea, am zis, nu cred. E un scenare. Adică eu nu m-am gândit că e farsă. Să fiu sinceră. Uite, noi nu ți-am făcut în această seară nicio farsă. M-a întrebat Cosmin Man, producătorul general, dacă ți-a plăcut vinișorul, că este de la el.
N-am gustat. Nu știu ei, dar nouă, da. Dar apropo de Cosmin, vreau să-i mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-a acordat în realizarea acestei emisiuni. Mulțumesc din suflet, Cosmin. A zis că chiar te roagă să guști din acest vinișor, mă roagă, că este foarte, foarte bun. Dar lângă vinișorul ăsta este bun și cântecul popular. Ascultați-i pe invitații noștri. Lasă-mă să fiu a ta
orice drum în doi mai ușor este. Și când părul lată în plou albii, prin curte să strige nepoții. Sușită, mândrulița mea, măi, mă bajară în ispită, la 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 la. Mândră cu vorbă sușită, mândrulița mea, măi, mă bajară în ispită, la 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 la. Să prind drag de ochii tăi, mândrulița mea, m-am făcut slugă la ei, mândră draga mea. Să prind drag de ochii tăi, mândrulița mea, m-am făcut slugă la ei, mândră draga mea. Mândruța-i de vină, la 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 la. Nu-mi lasă o gină, la 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 la. Nu mă las în pașe, la 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 la. Pacem și păcace, la 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 la. Într-o pace mă dosară, mândrulița mea, măi, am dormit noaptea pe afară, la 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 la. Într-o pace mă dosară, mândrulița mea, măi, am dormit noaptea pe afară, la 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 la. Pe sub lună și sub stele, mândrulița mea, am stâns pacii mili mele, mândră draga mea. Pe sub lună și sub stele, mândrulița mea, am stâns pacii mili mele, mândră draga mea. Mândruța-i de vină, la 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 la. Nu-mi lasă o gină, la 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 la. Nu mă las în pașe, la 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 la. Pacem și păcace, la 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 la. Pentru gura ta de fragă, mândrulița mea, măi, am pierdut o vară întreagă, la 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 la. Pentru gura ta de fragă, mândrulița mea, măi, am pierdut o vară întreagă, la 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 la. Aș pierge mândruș o viață, mândrulița mea, să cești la mine în brață, mândră draga mea. Aș pierge mândruș o viață, mândrulița mea, să cești la mine în brață, mândră draga mea. Mândruța-i de vină, la 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 la. Nu-mi lasă o gină, la 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 la. Nu mă las în pașe, la 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 la. Pacem și păcace, la 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 la. Cine mândră lângă mine, mândrulița mea, măi, trec și răle, trec și bune, la 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 la. Cu cine mândră lângă mine, mândrulița mea, măi, trec și răle, trec și bune, la 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 la. Pe pământ atât azi viu, mândrulița mea, cât lângă mine ce știu, mândră draga mea. Cât soarta ține cu noi, mândrulița mea, ca noi n-or fi alții doi, mândră draga mea. Mândruța-i de vină, la 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 la. Nu-mi lasă o gină, la 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 la. Nu mă las în pașe, la 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 la. Pacem și păcace, la 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 la. Mândruța-i de vină, la 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 la. Nu-mi lasă o gină, la 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 la. Nu mă las în pașe, la 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 la. Pacem și păcace, la 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 la. Știu
bușețe pe la joc. Hai poftiți că este loc mai. Voi bună să pășem, cu drag să ne petrecem și un pahar de vin să bem mai. Hop așa. Multe bucurii, iar dacă...
ușor ca lumina ochilor. Mama are trei copii care i-aduc bucurii, două fete și un feșor ca lumina ochilor. Să vă spun o poveste din copilărie, anii ce mi-au fost dragi mie. Despre bunicii și casa în care am crescut, unde viața mi-a început, măi. Plecam dimineața în zori când cânta cocoșul, și moșul. Furam calul și alergam pe izlas ca vântul, la nimic nu mi stătea gândul. Mai dă-mi, Doamne, o dată, dă măcar o zi din copilărie să mai pot trăi. Era ziua de mare boacă ne făceam, cine mă întreba îi spuneam, măi, că sunt fata lui Nea Petre, om de vază în sat, așa mereu am scăpat, măi. Bunicul din ce făceam nu știa nimica, când era supărată își punea bazmaua și mă alergă cu nuiaua. Mai dă-mi, Doamne, o dată, dă măcar o zi din copilărie să mai pot trăi. Dă măcar un ceas, dă-mi chiar și un minut, fericirea clipe ce-am trăit de mult. Nu gândeam că anii trec și rândul ne vine să ajungem părinți ca mâine și să părăsim căsuța de care ne leagă amintiri de o viață întreagă. Chiar dacă am bătrânit, calul mă așteaptă să mai dăm izlazul roată. Cocoșul degeaba cântă, zorii să-i vestească, goală-i casa bătrânească. Am trăit de mult.
că am fost primul la iubit și mi-au plăcut mândrele ca și la urs murele. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc, că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc, că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Mi-a venit noaptea în prag și eu le-am primit cu drag. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere. Cosită de dimineață, îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea. Și-o iubesc pe iarbă deasă, cosită de dimineață, îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea.
să aud săraca, mai bine n-ai fi munteanca. Să tot poarte grija mea, măi, să nu mai doarmă noaptea, măi. Mai bine să fiu a dracu decât să vorbească satul, că mi-e mintea odihnită sau îi știu cuiva de frică. Știu ce să iau de la viață, să fiu cu un pas în față, un mâna pe cei al meu, măi, dat de bunul Dumnezeu, măi. Trecem azi ca niciodată, să jucăm, să râdem la olaltă, să ne înveselim și să chefuim, să simțim cu toții că trăim. Să ne înveselim și să chefuim, să simțim cu toții că trăim. Un țambal și o vioară, pian și un bas, să ne cânt astăzi seară, cânt și eu că sunt în glas. Lai, 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 la, la, la. Lai, 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 la. Lai, 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 la, la, la. Lai, la, 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 lai, la, la. Oi, după datina străbună, sărbătoarea s-o petreci într-una, cu o cană de vin, cu paharul plin, pentru sănătate să ciocnim. O cană de vin, cu paharul plin, pentru sănătate să ciocnim. Și taraful să cânte până-n zori de zi, inima să ne-ncânte chiar și-n anul 4000. Lai, 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 la, la, la. Lai, la, 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 lai, la, la. Lai, 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 la, la, la. Aducem ce avem bun în casă, puneți vin, puneți fripturi pe masă, și să umplem iar câte un pahar, că e vinul nostru murfat larg. Și să umplem iar câte un pahar, că e vinul nostru murfat larg. Hai, arcuș, hai, vioară, să cântăm cu foc și împreună astă seară vă spunem la toți noroc. Lai, 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 la, la, la. Lai, la, 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 lai, la, la. Și împreună astă seară vă spunem la toți noroc, noroc. Thank you.
cine în lume ar spune, fratele, frate, rămâne. Ai cu cine împărține cazuri și bucurii, mă. Și când s-o usca tulpina, nu mai fi tata și muma, ci să te ajute la greu sora și fratele tău, mă. Da, ține, Doamne, bucuria, bunătatea, pasul, nil mai
ia sănătatea așa nichini. La zuri mari ne adunăm și sub călcâi pământul salcă. La gospodari o bucurie nu se trece nicântate. Paharul sus și să uităm de tot ce nu ne face ghini. Și unul plus ca să petrecem toți așa cum se cuvine. Șairam tiri 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 de, șair vrea să joc doar cu el. Șairam tiri 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 de, badea înalt și frumusel. Șairam tiri 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 de, șair vrea să joc doar cu el. Puneți bani pofta în cui, eu nu fac așa cum spui. Mândrei hora cu flăcăi, dar ca badea nu-s nici doi. Așa de mac și inimii mele drag, măi bădiță, bădi drag. Șairam tiri 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 de, badea-i înalt și frumușel. Șairam tiri 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 de, șair vrea să joc doar cu el. Șairam tiri 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 de, badea-i înalt și frumușel. Șairam tiri 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 de, șair vrea să joc doar cu el. Mi-o luă badea șerșei, șair vrea să-i dă ochii mei. Parcă-ar fi un pom umbros, măi bădiță, badi drag. E un pic în amărăsc și n-a scos tot îl iubesc, măi bădiță, badi drag. Șairam tiri 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 di, badea-i înalt și frumușel. Șairam tiri 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 di, și-ar vrea să joc doar cu el. Șairam tiri 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 di, badea-i înalt și frumușel. Șairam tiri 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 di, și-ar vrea să joc doar cu el. Uită-te în ochii mei și ai să vezi badi scântei. Că gurița mea nu spune, dar mă topesc după tine, mai bădiță, badi drag.
joace la fel cum juca înainte, dar nu prea mai ține aminte. Se credea tot tineră și în putere, se mai lua și de o muiere. Și când juca moșul de mai mare drag, o venea baba cu ciumagul. Unde sani, unde sani de pe atunci, s-au dus sani cei mai dulci. Unde scorele și bătrânii din sat, că tinerii le-au uitat. Unde sani, unde sani de pe atunci, s-au dus sani cei mai dulci. Unde scorele și bătrânii din sat, că tinerii le-au uitat. Găsit, dragi oameni buni, bine v-am găsit, români. Am venit cu cântecul să vă bucur sufletul, că e zi de sărbătoare și-om juca cu mic, cu mare. Unde cântecul răsună, este numai voie bună. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră românească, cine-o joacă să trăiască. Juca sârba și-o învârtiți, cu toți să vă înveseliți. Prindeți-vă în hora mare, că așa e la sărbătoare. Așa-i datina străbună, cântecul pe toți ne adună. Cine se prinde aici în joc, tot nu are noroc. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră românească, cine-o joacă să trăiască. Închinați pahare pline pentru voi și pentru mine. Hai noroc paharul sus, să trăiască cine l-a pus. Doar de bine să aveți parte, relele să stea departe. Să aveți viață frumoasă și doar voie bună în casă. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră românească, cine-o joacă să trăiască. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc. Sârba noastră românească, cine-o joacă să trăiască. Chiar și când vei ta de greu, măi,
cea mai scumpă este făcută din muncă. Anii pentru prețul vieții îi dai din ai tinereții, ca să pot spune cândva măi tot ce am e munca mea. Dragi prieteni, și ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășac pe Folclor se apropie cu pași repezi de final. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată Silvanei Arăciu pentru că ea ne-a adunat să-i spun la mulți ani din tot sufletul, pentru că mâine împlinește frumoasa vârstă de 41 de ani. Noi vom fi tot aici mâine seară de la ora 20:30 pentru că ne întâlnim cu prietenul nostru, cu Florin Grigore, și el va fi înconjurat de alți prieteni de-ai lui. Va fi o seară extraordinară, așa că nu ratați întâlnirea de mâine seară, ora 20:30. Îți mulțumesc, Silvana, și încă o dată la mulți ani. Mulțumesc din suflet pentru această seară absolut specială. Mulțumesc tuturor celor ce ați venit și mi-ați fost alături și ați stat, uite, până la această oră. Uite, Steliana, iartă-mă! Da! Steliana a stat, admirabil, Vasilica a stat. Admirabil! Deci, în premieră, sincer. Admirabil! Mulțumesc din suflet!
Asta că te iubește, da, spune, așa, da, a spus. Și eu iubesc pe ea și știe lucrul ăsta de mulți ani. Vasilica, de asemenea, mi-este foarte aproape de sufletul meu. Noi, familia noastră, vă îndrăgim pe tine, pe Cosmin. De Steliana nu mai vorbim, că na, ea e un pic mai veche, are ștate mai vechi în a fi îndrăgită de noi. Mulțumesc echipei voastre, Georgel, doamnei producător, Cosmin, ție, tuturor celor de aici. Mulțumim că ați fost părtași așa la bucuria mea astăzi, când împlinesc 41 de ani. De fapt, mâine împlinesc, mâine stau cu familia, pentru că mai am 40 de minute, da, și fac 41 de ani, da, calculat Bogdan. Cea mai mare realizare a mea, dincolo de profesie, pe primul plan, este familia. Copiii mei sunt cea mai importantă realizare. Cred că asta gândește și Nicușa. Să trăiască familia, să trăiască cei dragi. Nu vreau să mai rămânem, pentru că mă așteaptă iubita. Mi-a spus că mă așteaptă acasă. Am vorbit fără microfon, poți să repet. Nu vrei să rămânem, mai cântăm câte un cântec? Asta ziceam, că nu mai putem rămâne. Abia s-a încins atmosfera. S-a încins atmosfera, dar se va încinge atmosfera asta și mâine seara de la ora 20. Lasă-mă, continuăm. Ce, mâine-i mâine. Nu, mai, că nu mai putem. Ți-am spus că mă așteaptă iubita și, uite, bine, mi-a dat telefon, mă stresează cu mesajele. Draga mea, acum vin la tine pentru că încheiem emisiunea noastră. Încă o dată le mulțumesc tuturor invitaților din această seară. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare. Le mulțumesc colegilor din regia de emisie și vă mulțumesc dumneavoastră, oamenii noștri dragi și speciali. Încheiem această frumoasă emisiune cu sărbătorita cu Silvana Râciu. La revedere! Să-i despartă.